Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Cel mai important fenomen astronomic ce are loc în această săptămână este solstițiul de vară pe 21 iunie cea mai lungă zi din an. Săptămâna aceasta ar trebui să te abții de la acțiuni impulsive și eruptive. Tot ce ce intenționezi să implementezi ar trebui să fie clar, fără informații împrăștiate. Acest sfat este deosebit de relevant pentru sectorul financiar. Încearcă să păstrezi sub control emoțiile tale, să amâni călătorii și negocieri dificile. Conflictele care apar în astfel de zile sunt prelungite. O atenție specială va necesita sănătatea. Poate să apară o exacerbare ascuțită a bolilor cronice. În caz de recidivă, consultă un medic. Soarele intră în RAC de la 21 iunie la 22 iulie vei deveni autoprotectivă sub această influență. Atenția ta se va îndrepta spre cuibul tău, familia, casa și tot ceea ce te face să te simți acasă, în siguranță și sigură. Emoțiile merg adânc, ești mai sensibilă la fazele lunii. Cheltuielile pentru o perioadă scurtă de timp vor depăși cu mult veniturile. Acesta va necesita un mod de economisire dur și controlul costurilor. Nevoia de deplasare pe distanțe lungi poate fi de asemenea plină de lipsă de fonduri. Încearcă să acumulezi fonduri, iar în caz de deplasare să cumperi bilete în ambele direcții. Ascultă-ți intuiția, astfel vei putea profita din plin de toate oportunitățile favorabile. De asemenea, ai încredere în tine. Acum este momentul să-ți amintești că ești o persoană cu scopuri și dorințe proprii. Desigur, să asculți pe cei care te iubesc ar trebui să fie prioritar, dar trebuie să iei propriile decizii. Nu stă acasă, participe la viața publică, fă noi cunoștință. Dacă nu ești un avocat, un finanțator cu experiență sau un jucător de succes, nu pare apă pe întreprinderile riscante. Nu întreba pe ceilalți cum au devenit mult mai bogați și nu alege o cale riscantă, urmărind bani câștigați ușor. Neatenția nu-ți va face rău pe frontul iubirii. Dar înainte de a recunoaște simpatia ta arzătoare, asigură-te că este o persoană decentă și nu doar un alt cigolo. Acestea fiind spuse, hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec în această săptămână poți fi mulțumită de toate fără excepție. La locul de muncă poți fi evaluată și respectată, iar planetele care te patronează îți dau unde verde muncii grele. Din partea altora ar putea părea că ai cel puțin 10 mâini, atât de eficientă poți fi. Fii pregătită să primești mai multe oferte importante. Deși nu vei reuși să câștigi milioane, vei arunca concurenții în panică. Lucrurile le vei face cu ușurință dar ținea cont de faptul că membrii familiei au propriile planuri pentru tine. Ei își înalță cu sârguință diligența spre ceruri cu un singur scop, să-ți împingă partea lor de responsabilități asupra ta. Fii sensibilă la cei dragi, au nevoie de sprijinul tău. Țineți urechile ciulite pentru a nu pierde nimic. Dacă nu ești sigură de ceva, mai bine să nu acționezi. Aceasta este regula pentru viitorul apropiat. Visând la numirea într-o poziție de conducere, îți vei evalua în mod obiectiv potențialul și vei înțelege. Este timpul să studiezi. Poți petrece tot timpul liber cu participarea la cursuri și seminarii speciale, prin urmare, prietenii vor trebui să organizeze petreceri și să meargă de-a lungul plajei fără tine. În dragoste totul este frumos, dar atâta timp cât particip la olimpiadă în carieră, dragostea nu primește nicio atenție de la tine. Plutin peste cărți, poți continua să vezi că uneori în viața ta vei începe o relație de iubire strălucitoare. Cheia succesului tău va fi combinația dintre strălucirea practică și ambiția sănătoasă. Trebuie să te concentrezi asupra celor mai important lucru și să nu fii distrasă de lucruri minore. Miercuri este bine să te ocupi de distrugerea vechilor obiceiuri și să începi un nou proiect. Vineri, volumul de lucru este de dorit a fi minimizat. La sfârșit de săptămână, nu-i lăsa pe cei apropiați să-ți țină prelegeri. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur! Îngrijirea este una din necesitățile de bază ale vieții, asemănătoare nevoii de hrană și adăpost. În această săptămână te poți simți confortabil dacă ai pe cineva care să aibă grijă de tine. De mai multe ori s-a întâmplat ca oamenii din grabă și semiconștienți să aducă acasă un câine vagabond. Un lucru pe care trebuie să-l știi sigur, îngrijirea nu este iubirea. Chiar dacă nu-ți place ceva în această perioadă, nu vei putea schimba. Deci expira adânc și calmează-te. Comunică la minimum, mai ales dacă interlocutorul nu este interesat. Încearcă totuși să înțelegi că nu toți oamenii sunt așa ca tine, iar în unele cazuri trebuie să fii capabilă să rezolvi singură unele neajunsuri. De exemplu, dacă observi că șeful întârzie, nu ar trebui să-i spui acest lucru verde în față. Poți petrece această săptămână în alternanța stărilor romantice. Poți uita de modestia ta naturală atunci când un membru surprinzător de atractiv al sexului opus apare în viața ta. Cucerirea lui va fi chiar visul care îți va fura pacea minții. Poți face mulți pași pentru a te apropia de nouă ta pasiune, dar aceste încercări vor aduce numai rezultate nesemnificative cel mai rău dintre toate, atâta timp cât trăiești în visele tale, va exista o criză în afacerile tale sau în carieră, exact unde ar trebui să-ți îndrepți eforturile principale. În a doua jumătate a săptămânii poți primi o ofertă interesantă. Fii de acord. Asigură-te că vizitezi rudele sau măcar să mergi la cumpărături. Ai câștigat bani cu atâta sărguință, deci e timpul să-i cheltui. Chiar și stelele recomandă la sfârșitul săptămânii să aloci timp pentru cumpărături. Va fi mult mai plăcut pentru partenerul tău să te vadă într-un costum la modă, mai degrabă decât la un spectacol de teatru. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, nu-ți pierde vigilența, altfel concurențe te vor depăși fără efort. Ar trebui să fii harnică și decisă, șeful tău are planuri mari. Continuă să-ți îndeplinești cu dirigența datoria, dorindu-ți în mod mental să obții poziția răvnită. Curând se va întâmpla. Poate că va trebui să te angajezi în negocieri și să semnezi contracte. Serviciile îți vor fi plătite foarte bine, așa că nu e de ce să-ți faci griji cu privire la bani. Investește profitabil în propria afacere. Te poți angaja în conversații și dezbateri pe subiecte complet diferite, așteptând ca adevărul să se nască în aceste dezbateri. Sau poate că același lucru, dar numai mental, îl vei face fiind singură cu tine însăți. Dar ai grijă! Așa se naște apocalipsa. Săptămâna poate fi de succes în diferite domenii, dar în primul rând vei înceta să te îndoiești de tine, de succesul tău că ești necesară și iubită. Totul va străluci exact așa cum dorești. Potențialul creativ va crește, vei avea idei luminate care vor aduce succes și profit. Orice experimente vei face vor avea loc acum cu un banc. Poți schimba, de exemplu, cu a fura locul de muncă sau răședința. Dacă ești singură, poți găsi cealaltă jumătate, iar dacă nu ești căsătorită, poți obține o propunere de căsătorie. În relația cu partenerul de căsătorie, această fază pașnică va aduce o armonie uimitoare. În această săptămână, poți fi bântuită în mod constant de un sentiment care poate fi descris de faimoasă expresie a lui Richard Bach. Poveștele adevărate de dragoste nu au sfârșit. Seara și în weekend te vei comporta ca un om de familie exemplar sau ca mama ideală a familiei. Poți petrece mult timp cu copiii, introducându-i în cultura și arta înaltă. Dedică duminica creierii de planuri pentru viitorul apropiat și ieși cu cei dragi în natură. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC Poți conta pe poziția benefică a planetelor, toată săptămâna vei avea condiții de lucru foarte confortabile. Nu te poți ascunde, șeful însuși este dispus să-ți ofere temporar propriul scaun. În această săptămână poți să reușești în cariera ta arătându-te ca un mare lider. Dar nu te rătăci și nu începe să-ți conduci șeful, nu va aprecia această inovație. Pentru pentru tine vântul suflă echilibrat de la pupa. Te apropii treptat de obiectivul prețuit fără a face mult efort. Stelele te sfătuiesc să nu neglijezi problemele și sarcinile menore și să le tratezi cât mai responsabil, ca și cum înțelesul lor contează. Fii atentă cu idei și sugestii extravagante. Argumentările acum nu vor aduce la nimic bun. Încearcă să-ți păstrezi neutralitatea, în special la serviciu. Nu-ți pierde puterea și emoțiile asupra oamenilor nevrednici. Filtrează comunicarea. Conflictele cu generația tânără te pot duce la stupoare. Ia o pauză. Îți poți manifesta interesul pentru cultura și tradițiile unei țări străine. Poate că îți vei aminti că vacanța nu este departe și deci se găsești un loc sigur și pitoresc în care să poți petrece pur și simplu de neuitat decât să studiezi întregul internet în căutarea de informații cu privire la acest subiect, mai bine mergi la operatorul de turism pentru sfaturi calificate. O altă sarcină importantă pentru zilele următoare va fi să lucrezi la imaginea și stilul tău. Poți obține o mulțime de lucruri noi, elegante, așteptând că îți vor fi la îndemână de mai multe ori în timpul vacanței tale. Luni sau miercuri, obstacolele enervante nu sunt excluse, dar le vei depăși rapid. Joi este una dintre zilele cele mai de succes ale săptămânii. Vei avea suficient timp pentru a le rezolva. Joi este una dintre zilele cele mai de succes ale săptămânii. Vei avea suficient timp pentru a rezolva sarcinele și noi oportunități se pot deschide în fața ta. La sfârșit de săptămână, încearcă să renunți la oferta tentantă de a se duce pe cineva. S-ar putea să primești o veste bună de succes neașteptat. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, Chiar dacă avea dori să te ascunzi de noroc, nu vei reuși. Soarta a decis să-ți facă săptămâna aceasta excepțional de favorabilă, așa că nu te opri acum. Ar fi înțelept să te lași la mila fortunei. Lucrezi ca un taur, dar nu fi prea zeloasă. Lasă-ți corpul să se recupereze. În timpul zilei, fă câteva pauze și asigură-te că respiri aer curat. Aceasta îți va afecta eficiența în modul cel mai pozitiv. Chiar dacă ești curată și exactă în gânduri și acțiuni, nu strălucești cu elocvențe specială, dar știi cum să conduci. Ai toate șansele de a câștiga bine și de a urca pe scara carierei. Ia deciziile cu atenție, nu te grăbi să iei ceea ce este disponibil. Și aceasta se explică atât la cumpărături, în deciziile de afaceri, cât și în relațiile cu oamenii. Poți lucra cu încăpățânare la granitul științei sau în purii unor creații complicate generate de geniul propriilor tale gânduri. În același timp, nu te poți lepăda de plăcerea de a critica ușor rezultatele altora cu lucrări similare, ceea ce cauzează o nemulțumire clară a autorilor lor. Întâlnirile de afaceri pot eșua acum, dar cele cu a doua jumătate și prietenii vor fi un mare succes. Încearcă să nu împrumuți bani în aceste zile. Întoarcerea lor nu va fi rapidă și strici relația. De asemenea, nu este indicată intrarea în conflicte pierzi. Dacă ești singură sau chiar într-o relație, în această săptămână poți primi un mare cadou de la soartă sub forma unei cunoștințe foarte interesante. Un curent electric va rula între tine și această persoană și vei înțelege imediat. El este eroul romanului principal al întregii tale vieți. Tu nu vei observa cum te apropii de nouă ta pasiune și puțin mai târziu te hotărăști să trăiești împreună cu el. Acest roman cu ritm rapid este literalmente șocant pentru mulți, dar pasiunea te poate orbi atât de mult încât să refuzi să asculti sfatul prietenelor și cunoștințelor. Vei renunța la ceea ce se întâmplă în chestiune oficiale și această neglijență se poate sfârși foarte trist pentru tine. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, săptămâna aceasta poți fi în sfârșit mulțumită de bunele relații cu colegii și prietenei, precum și de o coincidență reușită. Dar să nu crezi că toate acestea îți vor fi date de soartă pentru ochii tăi frumoși. Lecția de acum este să devii mai răbdătoare și să înveți să accepti oamenii cu toate neajunsurile lor. Doar în acest caz planetele îți garantează bunăvoința, este o săptămână minunată pentru muncă intelectuală și călătorii. Luni, graba este contraindicată, fă totul încet dacă dorești să eviți supratensiunea și erorile. Marți, este mai bine să te abții de la activități viguroase și contacte inutile. Poți conta pe un venit stabil și, în plus, pe surse neașteptate de venit. În ciuda dorinței tale de a câștiga bani în plus, nu uita de intimitate. Prin urmare, asigură-te că accepti invitații pentru întâlniri. Fii atentă! Mulți vor să se distreze de tine. În general, în această perioadă, tratează totul cu umor. Familia ta poate decide în cele din urmă să se mute într-o locuință de vară pentru întreaga perioadă caldă, imediat după care se pune întrebarea: ce să faci cu munca și alte lucruri concentrate în oraș? Dacă este cazul, va trebui să încerci din greu să rezolvi toate aceste întrebări plictisitoare. Ca urmare, obiectivul va fi pe deplin realizat. Astfel te vei obișnui cu noul loc, aranjezi o mare de lucruri aduse din casă pe rafturi, iar în timpul liber te poți plimba jurul locului, bucurându-te de un aer revigorant. Stresul acumulat în timpul săptămânii va ajuta la îndepărtarea buruienilor, să faci ordine prin colțuri prin care nu ai umblat de mult timp. Gospodăria ușor neglijată va avea nevoie de atenție și de actualizare. Nu uita să te odihnești după asta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța în această săptămână ți este destinat să supraviețuiești unei dezamăgiri enervante. Vei avea nevoie de noroc și de capacitatea de a aștepta momentul potrivit. Sfânta patroană astrală Venus are totuși câteva surprize plăcute. Trebuie să-ți amintești că râul vieții nu este întotdeauna calm și că dificultățile temporare îți vor fi de folos. Dar nu-ți face griji, această perioadă nu aduce schimbări radicale. Maximul care te așteaptă este o stare proastă a șefului și o mulțime de muncă. Dar dacă tragi tare și reușești să organizezi corect fluxul de lucru, vei primi și un bonus. Poți crede că ești la doar un pas departe de a fi numită într-o poziție prețioasă, dar în acel moment va părea o surpriză neplăcută. Poate fi foarte trist să-ți dai seama că vacanța pentru care ai luptat atât de mult a mers la altcineva. Trebuie să-ți îmbunătățești nivelul profesional, să dobândești cunoștințe noi, să fii pregătită pentru schimbări la locul de muncă și cerințe suplimentare ale autorităților. Cu toată amploarea naturii tare și a sentimentului de datorie, este puțin probabil să fie plăcut familiei tale, astfel încât mici dificultăți referitoare la timpul oferit muncii tale nu pot fi evitate. Considera asta o oportunitate ideală de a comunica cu familia, în special cu copiii. Petrece timp cu gospodăria, chiar dacă toată lumea la locul de muncă îți cere atenția. Să mergi la cumpărături acum nu merită, poți cheltui toți banii. Mai bine începe să-i păstrezi pentru achiziții viitoare. Nu încerca să rezolvi problemele financiare ale altor persoane. Dacă intenționezi o excursie de weekend, începe pregătirile în avans. Este posibil ca în confuzie să uiți mai multe lucruri importante, cum ar fi pasta de dinți sau săpunul. Pune acolo și o umbrelă. Săptămâna aceasta ploile nu sunt excluse din complementele vremei. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion. Săptămâna aceasta îți poate aduce un mare succes în carieră. Ar trebui să fii pregătită pentru evenimente neașteptate. Nu amâna lucrurile pentru mai târziu. Încearcă să finalizezi totul până la sfârșitul săptămânii. O astfel de abordare îți va spori credibilitatea la locul de muncă și îți va permite să câștigi timp pentru viața personală. Poți continua să lucrezi neobosit și, în final, îți vei da seama că aceste eforturi titanice au adus rezultate extraordinare. Poți fi invitată la o întâlnire pentru o poziție pe care toți colegii, fără excepții, au visat-o. Nu este surprinzător faptul că, printre colegii tăi de muncă, poți deveni imediat persona non grata. Cu toate acestea, nici o invidie universală, nici chicotele înțepătoare în spatele tău nu-ți vor putea întuneca bucuria. Dacă va fi așa, vei sărbători cu tare acest eveniment semnificativ în cercul oamenilor apropiați și îți vei aminti mult timp această petrecere. În această săptămână, stelele nu prezic dificultăți și nu sublinează apariția unei încălziri notabile în relația ta cu furtuna, în afară de creștere accentuată a carierei și o creștere semnificativă a salariului. În orice situație vei putea menține pacea interioară și atitudinea pozitivă împărtășește acest lucru cu oamenii apropiați, ca au nevoie. Problemele legate de bani nu ar trebui să-ți provoace îngrijorare, însă nu este necesar să lași facturile la dreapta și la stânga. Cea mai bună soluție este să faci toate achizițiile necesare în weekend. O parte din timp în weekend trebuie acordată copiilor. În muzee, o plimbare împreună în parc, la filme. Este o perioadă cu risc crescut traumatic. Ai grijă! Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Sagitar Astrele te sfătuiesc să te armonizezi cu curaj și să urmezi calea ta, deoarece nu te așteaptă obstacole. Nu renunța la provocări și intră în competiție. Concentrează-te mai mult pe ceea ce faci. Mai mult decât atât, toată săptămâna ți se va oferi patronajul planetelor aflate la putere. Acest lucru va ține la o parte rivalii potențiali. Săptămâna aceasta va curge foarte productiv. Poți stabili o serie de priorități pentru tine și vei începe să le rezolvi foarte atent. Poți progresa sistematic pe calea carierei tale și vei obține rezultate uimitoare în această chestiune. Poți avea întâlniri de afaceri și negocieri foarte eficiente. O bună dispoziție te va însoți toată săptămâna și orice schimbare va fi spre bine. Doar nu face agitația pe această temă, urmărește ordinea în orice activitate pentru a evita neînțelegerile. S-ar putea să primești un bonus în mod neașteptat. Șeful are o dispoziție plăcută și s-a hotărât să-i mulțumească pe angajații săi deosebit de valoroși. Ferește-te de videoși și nu acorda atenția atacurilor delicvenților. Ai o reputație foarte bună, astfel încât nici o intrigă nu-ți poate face rău. În procesul de cucerire profesională a muntelui Olimp, nu vei uita de viața personală. În primul rând, poate că vei cere iertare de la o persoană care s-a simțit recent insultată și apoi poți începe să restaurezi ordinea în afacerea ta de dragoste. Acum poți discuta cu partenerul tău toate cauzele dezacordurilor cronice și veți găsi o modalitate comună de a scăpa definitiv de aceasta. Acum poți discuta cu partenerul tău toate cauzele dezacordurilor cronice și veți găsi o modalitate comună de a scăpa definitiv de acesta. Joi poți intra într-o situație care ți s-a întâmplat deja odată, dar experiența acumulată îți va permite nu numai să retrăiești o întoarcere în trecut, ci și să obții din ea multe avantaje. Singurul avertisment: atenție la sănătatea ta. Nu ar fi rău să treci niște teste medicale planificate. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn. Privită din afară, se pare că te bucuri de viață în măsura în care ești atât de bună. Cu toate acestea, planetele care te patronează sunt perplexe cu privire la lipsa de bucurie din partea ta. De ce nu te simți în largul tău? Pentru că la locul de muncă, succesul și câștigurile generează gelozie. Poate că motivul este că ești angajată într-un tip greșit de activitate. Ia-ți o clipă de răgaz și încearcă-ți norocul într-o altă zonă. Dar în această săptămână vei avea șansa să-ți manifesti spiritul creativ. Ca urmare, vei simți o creștere puternică. Poți fi tentată să renunți la slujbă. Lupte-te, du-te până la capăt, caută ceva nou. Dacă ești în căutare de muncă, norocosul îți va zâmbi cu siguranță dacă vei căuta la locul potrivit. Poți găsi un loc bun pentru a rămâne mult timp. Este un moment bun pentru a avea grijă de tine. Nu trebuie să mergi neapărat la un salon de înfrumusețare. Tratamentele la domiciliu vor fi de asemenea eficiente. În această săptămână îți poți aminti de existența sportului. Încă o dată te poți simți nemulțumită de tine sau mai degrabă de figura ta prea rotunjită. Un alt vis foarte prețuit în această săptămână poate fi o achiziție foarte scumpă. Până când vei găsi mijloacele necesare pentru a deveni proprietarul acestui lucru, fă o serie de pași majori în direcția aleasă, Cere un împrumut sau împrumută bani de la urudă. Până când vei găsi mijloacele necesare pentru a deveni proprietarul acestui lucru, fă o serie de pași majori în direcția aleasă. Cere un împrumut de consum sau împrumută bani de la urudă. Vineri, nu amâna pe mai târziu ceea ce, ce ai programat pentru această zi. Acum este important să nu pierzi momentul. Prietenii tăi pot veni cu un program de divertisment pentru weekend, dar este recomandabil să alegeți un loc pentru a vă odihni împreună. În weekend, rudele pot avea nevoie de ajutorul tău. Ai grijă și tact. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător! Începutul săptămânii va fi promițător, vei putea să întâlnești oameni utili. Cu toate acestea, nu trebuie să te aștepți ca noile cunoștințe să devină prietenii tăi intim. Ei au doar afaceri în cap și nimic mai mult. În materie monetară se observă instabilitatea, prin urmare, nu este indicat să investești banii. Afaceri de rutină la locul de muncă, treburi casnice, este timpul să schimbi ceva. De exemplu, multe mobile. Între mutarea a două scaune prin casă nu strică să studiezi mai mult astrograma ta, pentru că te poți aștepta la multe surprize pe planul dragostei. Dar nu te baza pe noroc, depinde de tine câte persoane doresc să te invite la o întâlnire. Este probabilă o situație în care planurile pe termen lung și în cele din urmă realizate trebuie să fie schimbate din cauza unor circumstanțe noi. Este posibil să specifici în prealabil condițiile în care faci acest lucru. Nu încerca să rezolvi simultan problemele proprii și cele ale altor persoane. Altfel, până la sfârșitul săptămânii, te poți simți slăbită în portofel. Joi, curiozitatea nu va aduce nimic bun. Încearcă să te ții sub control și să nu te amesteci în afacerele altora. Săptămâna este ideală pentru autoeducație. Poți începe să participi la cursuri utile, să urmărești videoclipuri sau să citești. În weekend este un timp bun pentru dietă și repaus. Este recomandabil să ieși în oraș. Noile impresii îți vor aduce o diversitate plăcută în viața ta. În ultima seară de weekend poți fi mulțumită de un scenariu de vacanță foarte bugetat, dar reține că nimic nu este gratuit și totul se plătește. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești! Patronul tău astral te sfătuiește cu fermitate să faci o pauză în muncă. Diligența este o calitate excelentă, dar chiar și cei mai de succes oameni de afaceri se odihnesc din când în când. Încearcă să te odihnești cât mai mult posibil în această perioadă. Performanța ta va depinde de aceasta în viitor nu te poți baza pe promovarea în carieră, ci pe prima. Într-adevăr, nu ai observat cum se uită șeful în direcția ta? Fi sigură, el crede că vei aprecia impulsul lui generos și te invite să bei o ceașcă de cafea. Fii atentă, colegii încă se străduiesc să transfere o parte de responsabilitățile lor către tine. Oferele o rezistență politicoasă, dar decisivă. Ai grijă însă căci îți este destinat să supraviețuiești unui conflict cu colegii îți va fi imposibil să anticipezi în avans ce întrebare specială va cauza dezacordurile tale categorice. Un lucru este clar, vei încerca singure să te confrunți cu opinia întregii echipe imediat după care vei fi declarată în unanimitate cioara albă. Pe frontul personal nu este prevăzut nimic nou, iar acest lucru nu te va împiedica să schimbi acvariul. Cu toate acestea, în această săptămână, Astrele promit ceva interesant cu condiția să nu rămâi în casă. Luni nu încerca să dovedești că ai dreptate. În această situație este mai bine să te retragi. Viața va arăta cine a avut dreptate. Diverse afecțiuni joi te pot inspira să te gândești la nevoie de a aduce un stil de viață sănătos. Vineri acordă o atenție deosebită documentelor corecte și în timp util. Sâmbăta este mai bine să o dedici odihnei pasivă. Serios, Lena nu a omorât pe nimeni. Nu uita de facturi. Sigur nu ai depășit termenul de plată. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!